Ok, până la urmă am reușit să parcurg această rută, Going to the Sun Road. Mă îndrept către ieșirea estică, ce se numește St. Mary. Am traversat-o parcul cu ajutorul arterei Going to the Sun Road. Acum merg să văd unde pot să noptez. Vreau să mă pregătesc din timp, pentru că seara trecută m-a prins noaptea și toate lucrurile sunt împrăștiate în mașină. Vreau să vă spun că m-am răzgândit. Vreau să trec granița astă seară. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la un nou vlog marca pe drumuri americane. Sunt în clipa în care voi încerca să trec granița. Bineînțeles că nu fraudulos, dar ori de câte ori treci o frontieră, parcă totuși ai ceva emoții. Să vedem dacă domnii canadieni vor avea ceva de comentat. Eu am toate actele în regulă. Acum rămâne la latitudinea lor. Îmi continui drumul, sper, către cercul polar, dar acest lucru se va întâmpla dacă, așa cum spuneam, voi reuși să trec granița în Canada. Mă despart vreo 10 mile de frontieră și dacă voi reuși să pătrund în Canada, voi merge într-un parc unde voi nopta, pentru că este deja 7 seara. Nu, 6, pardon. 7 seara este la Chicago. Eu aveam ora din bord de la mașină și m-a indus în eroare. Deci asta nu se schimbă, pentru că eu am lăsat-o așa intenționat. Doar pe telefon s-a schimbat. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Seamănă puțin drumul acesta cu cel din Minnesota, partea sălbatică unde am fost la pescuit. Hai că nu mai am mult, câteva mile. Trebuie să merg încet pentru că se lasă seara și e multă vegetație pe marginea drumului, nu am chef de incidente. Să mă trezesc cu vreun animal în față. Am intrat din nou în urmă cu minut în Parcul Național Glaciar. Foarte fain această trecere de frontieră, exact prin parc, dintr-un parc în celălalt. Ce pustiu e pe aici. Pare așa înfricoșător. Cred că am văzut două mașini de pe drumul principal de pe care am intrat pe șoseaua cu numărul 17 către graniță. Așa e și în Minnesota. Mergi prin pustiu și nu vezi pe nimeni. Nici o mașină, nici un om, nici un animal. Acum nu mi-aș dori să văd animale chiar în momentul acesta, pentru că am eu emoții cu trecerea frontierei. Și am ajuns la frontieră. Am reușit pentru prima dată în Canada. Da, este pentru prima dată când ajung în Canada. Iată că am mai adăugat încă o țară în zestrea mea. Și suntem anunțați că intrăm în Alberta. În stânga este indicatorul Welcome to Alberta. Thank you. Foarte interesant. Viteza maximă 80. Dar cine este nebun să meargă pe aici cu 80 la oră? Nu eu. Pe scurt,
domnul de la frontieră m-a întrebat dacă unde merg. I-am spus că în Alaska, unde locuiesc în state, dacă am pistol și dacă am alcool. I-am spus că am o butelie de vin roșu, pistol nu, bineînțeles. Și cam atât. A zis, welcome in Canada, enjoy. Simplu. Bine, acum că am trecut, dar nu prea avea ce să se întâmple. Nu mai am eu stresul meu. Adevărul că sunt și un pic obosit. Astăzi am făcut multe lucruri. În prima parte a zilei unele lucruri nu mi-au ieșit, după care acestea s-au așezat încet, încet. Și acum mai am încă 28 de minute și ajung într-un parc. Am uitat cum îi spune. Hai să ne uităm pe GPS. Cum te numești, măi? Că am uitat. Waterton Park. Este un parc național. Am ales această rută pentru peisaje, pentru că mi-a fost recomandată. Era o altă rută pe unde mă ducea GPS-ul, dar, așa cum spuneam, am ales să iau ruta 17 pentru peisaje. Hai să schimbăm camera. Am oprit să merg la toaletă, foarte curat. Și iată și primele peisaje din minunata Canada. Acum nu suntem în vârf de munte, ci la poale. Sunt multe pancarte cu tot felul de mesaje care te informează despre legislația canadiană. Eu cred că m-am înșelat puțin când am văzut 80, mă și miram cu 80 de mile la oră prin parc. Am uitat din cauza bucuriei și emoției că am intrat în Canada. Sunt 80 de kilometri pe oră. Cum să mergi cu 80 de mile într-un parc? 80 de kilometri pe oră înseamnă 50 de mile pe oră. Am văzut că sunt indicatoare cu 60 și cu 80. 60 de mile înseamnă 40 la oră. Aici, de exemplu, avem 80 la oră, 80 de kilometri pe oră. Vă reamintesc că suntem în Parcul Național Waterton. Ce peisaje minunate! Arată incredibil de frumos. Păcat că îmi vine lumina în camera, arată senzațional peisajul. Am zis că și nebunesc dacă nu mă opresc și fac un cadru. Ia uitați cum arată. Am plătit pentru o zi $11 canadieni, adică $10 americani. Mâine la ora 4 expiră permitul pe care l-am plătit. Oricum eu plec de dimineață. Incredibil. Cred că mă auziți într-o lună spunând incredibil de 1 milion de ori. Atât se poate. Am o problemă, am uitat să-mi downloadez hărțile de pe Google Maps pentru Canada și acum s-ar putea să mă încarce la factură când va veni telefonul. Asta e. Să vedem când ajung aici la în parc unde mă voi opri, poate găsesc un wireless și
voi încerca să downloadez acele hărți. Băi, am văzut o clădire, deci arată incredibil. Prințul Wales. Hai să mergem să o vedem. Suntem în drum. Acum cu 10 minute în plus sau minus. Ce mai contează? Deci clădirea... Fai de puii mei. Nu știu, mie mi se pare mai ordonată Canada. Parcă totul e perfect. Ia uitați. Ce avem noi aici? Este un domn în spatele meu, eu habar n-am ce fac. Mai mult am intrat să fac o poză la clădire. I know, știu că te grăbești, dar înțelege-mă că cau și eu pe aici. Un loc de parcare. Ia uitați cum arată această clădire. Habar n-am ce e. Hotel? Doar magazine? Poate mergem înăuntru. Să încep iară. Incredibil. Deci, cum arată zona asta? Hm? Și această clădire... Vântul care suflă cu putere. Acolo jos pare a fi un mic orășel. Cred că acolo merg și eu. Bă, ce căldura se gagică asta. Dar mie cine face poze? Eu. Ia uitați ce peisaj am în spatele meu. Deci bate un vânt. Cred că nici două perechi de lejerie intimă nu mă salvează. Din ce văd eu, acolo este un restaurant. Cum e să stai acolo la geam și să te uiți la priveliștea asta? Dar cred că și când bagi în gură de câte ori bași furculița în carne, e o bucățică, s-au dus $10. Da. Sunt uimit. Cel puțin în primele minute. Prima zi în Canada. Minunat. Miroase a grătar pe aici de înnebunești dacă ai probleme cu stomacul. Foarte fain. Mi-a plăcut tare mult. Sper că și vouă. Acum să iau mașina și să merg acolo jos unde este acel orășel micuț. Ia uite și pe canadienii umblă și ei cu prostioare. Au pus bumpuri. Hai să vedem ce se întâmplă prin acest orășel. Foarte faină și cabana asta din față. Ok. Am parcat mașina aici pe stradă. Problema e, stați mai puțin sau închid. Problema e că ăștia n-au toalete. Nu știu ce voi face dimineața, dar mă mai gândesc. Acum vreau să merg să mănânc ceva, poate mi-au o bucată de pizza. Am băgat niște benzină, nu vreți să știți cu ce preț. Acum sunt într-un parc național.
cred că a fost mai mult de 5 dolari pe galon, dar asta e. Cel mai aproape gas station sau Peco este la vreo 3 ore și ceva. Nu aveam opțiune. Hai că poate mergem după ce mâncăm puțin pe marginea la lac, poate există acolo vreo toaletă, cine știe. Incredibil! Au coșuri de gunoi, băi, dar să nu ai tu o toaletă publică. Uite că am găsit și un punct sau o bilă neagră canadienilor. Deci mie nu vine să cred. Și credeți-mă, am căutat în tot orășelul. Se lasă seara. Suntem pe malul lacului. Foarte fain. Și iată clădirea aia pe care o filmasem, Prințul Walls. Acolo eram când filmam orășelul, acum sunt jos și clădirea e sus. Foarte inteligent, nu? Ok, bate vântul, dar n-aș putea spune că e rece, așa, un pic, da. Deci am vrut să-mi cumpăr o pizza și erau 40 de persoane pe 2 metri pătrați. Și bineînțeles, toți tineri. Și se împingeau unul în altul și am renunțat. Mă mai plimb un pic prin orășel, dacă nu mă duc și mănânc ceva ce am prin mașină. Hai că și așa nu prea m-am mișcat, m-am tot lăudat că sunt mare sportiv. Am stat cu fundul mașină și astăzi la fel. Aici e o zonă închisă pentru mașini. Sunt niște restaurante. Da, e seară, lumea este la cină. Deci e plin de locuri de unde poți să-ți cumperi înghețată, dar eu vreau ceva de mâncare. N-am chef să mănânc grătare și ce mănâncă ei. Vreau ceva așa mai rapid. Bineînțeles, foarte multe magazinele cu tot felul de gifturi. Și un nene care tușește vis-a-vis, cred că i-a stat în gât grătarul. Și pentru prietenul meu, Florin, care este cel mai mare cârcotaș pe care l-am cunoscut, el e contra la mașini electrice, uite, este stație. Dacă te uiți la vlog, să nu mai comentezi. Uite, este stație pentru mașini electrice. Cred că mă las pe gubaș. Bine, aici e o mică părticică, nu vreau să umblu prea mult. Habar n-am. Știți ce? Hai să luăm pe scurtătură. Cred că, ba nu. Dar cred că voi merge iarăși acolo unde erau tinerii. Poate îmi fac loc până la urmă. Majoritatea locațiilor închid la 8 seara. Asta este, probabil, da, era multă lume acolo pentru că ține programul mai mult. Și mi-a luat un sandwich Subway. Cred că dacă muș de două ori l-am terminat, a costat 8 dolari și 10 cenți. Ok, până ajung la mașină voi mânca sandwich-ul și cred că facem și încheierea vlogului. Ia hai să dăm o fugă până acolo, să vedem. Nici la visitor center ăștia n-au toaletă. Bă, tu iar norocul. Băi, cred că am rezolvat o mare problemă. Aici sunt toalete și nu cred că le închid noaptea. Hai să vedem cum arată. Eu zic că e ok. Hai că ne descurcăm. Aici venim dimineața. Am rezolvat o mare problemă. Acum să vedem acolo unde am pus mașina, dacă pot să stau pe stradă, dacă nu vin aici în parcare. Și cam acesta este vlogul, închidem aici. Mâine mă așteaptă o primă zi de călătorit prin Canada către Cercul Polar. Voi trece prin niște zone superbe. Din acest motiv am venit în această zonă, pentru că de aici iau o rută care arată senzațional. Vă mulțumesc din suflet pentru că îmi sunteți alături și până data viitoare vă urez să aveți zile minunate de aici, din
Parcul Național la Waterton, Canada. Draga mea, mașiniță e murdărică ca o scrofiță. Dar va veni și ziua când o voi spăla.